din străvechea cetate a Marii Uniri de la Alba Iulia, leagăn al culturii românești, vă aducem vestea bună a lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuitorul a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cuvântul Sfânt ne arată: dacă veți cunoaște adevărul, lumina adevărului vă va face slobozi de robia păcatului. Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit din nou la emisiunea Miracolul Creștin. Sunt pastorul Marius Hațeganu, oaspetele dumneavoastră și în această seară, și mă bucur că și prin voia lui Dumnezeu putem și în această seară minunată să împărtășim din nou din tainele Sfintelor Scripturi, din Cuvântul lui Dumnezeu, scrisoarea lui Dumnezeu către noi oamenii, Sfânta Biblie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate, pentru toate binecuvântările care Dumnezeu le reînnoiește în fiecare zi și le revarsă peste noi. Și de aceea vrem să începem și în această seară cu rugăciune, ca să chemăm prezența Domnului, să chemăm numele Domnului, să chemăm prezența Duhului Sfânt și îngerii Domnului care să vină să tăbărască în jurul nostru. Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, cel Sfânt, drept și adevărat, în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău prea iubit, vin în această seară să Te rog, Doamne, să privești cu ochi de milă și îndurare. Avem, Doamne, nevoie de prezența Ta, avem, Doamne, nevoie de mila și îndurarea Ta, avem, Doamne, nevoie de călăuzirea Ta prin Duhul Tău cel Sfânt. Te rog să ajuți, Doamne, ca robul Tău să poată vorbi din partea Ta, înaintea Ta, spre slava Ta. Lasă ungerea Ta proaspătă peste mine, Doamne, pune dragostea Ta în inima mea, ajută-mă să vorbesc cu dragoste și cu pace, Doamne, păzește-mă și în această seară de mândrie, de fățărnicie, de tot ce se pare rău. Trimite, Doamne, îngerii Tăi care să păzească întreaga rețea de transmisie, binecuvintează Tu întreaga lucrare, operatorii și toată asistența tehnică. Fă, Doamne, ca mesajul acesta al Evangheliei să străpungă și să se ducă, Doamne, cât mai departe, până la marginile pământului. Binecuvântează pe toți cei ce văd și ascultă această emisiune. Întindeți, Doamne, brațul Tău cel puternic și fă semne și minuni, ca și în această seară să știe cu adevărat, Doamne, că Tu ești singurul Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, și că eu sunt slujitorul Tău. Mulțumim, Te lăudăm și Te binecuvântăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Și în această seară o să ne ocupăm de două subiecte pe care deja le-am început de săptămâna trecută, unul deja de câteva săptămâni, și anume Apocalipsa. Am început să luăm capitol cu capitol și să citim cartea Apocalipsa, să dăm câteva explicații în general, după care spre finalul acestor studii să tragem niște concluzii, să vedem care este timpul profetic și ce se întâmplă în vremea aceasta, când multă lume vorbește și spune: Doamne, ne apropiem de venirea Domnului Iisus Hristos. Și așa este. Întoarcerea Domnului este foarte aproape, evenimentele ne spun lucrul acesta și trebuie să cunoaștem și noi, să fim treji, ca nu cumva să fim luați prin surprindere. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi și noi trebuie să fim veghetori. De asemenea, săptămâna trecută am început un subiect pe care l-am mai discutat cu mult timp în urmă, și anume despre blesteme. Suntem la a doua parte și aici o să avem vreo 4 sau 5 emisiuni în care vom arăta felul cum lucrează blestemele, cum se pun blestemele, drepturile blestemelor, cum putem să fim eliberați de blesteme și multe, multe alte lucruri. De aceea și în această seară, cei care sunteți interesați, să luați un caiet, un creion și să vă puteți nota anumite lucruri importante. Cei care nu reușiți să scrieți tot, nicio problemă, emisiunea este dată în reluare de 2 sau 3 ori, așa că puteți să urmăriți și reluările și în felul acesta să vă puteți documenta. Încă transmitem această emisiune din Statele Unite, din America, încă suntem aici în țările calde
și în curând, la începutul lui martie, ne vom întoarce în țară, așa că sper ca prima emisiune, prima duminică din martie, să putem să fim în direct de la Alba Iulia și să putem să reluăm tradiția emisiunii noastre, unde telespectatorii noștri să ne poată suna în direct cu problemele fiecăruia și să ne putem ruga pentru voi. Mulțumim lui Dumnezeu încă o dată pentru toate lucrurile și spunem ca Dumnezeu să fie proslăvit și glorificat și în această seară. Glorie și mărire Domnului! Bun! Prima parte o să fie legată despre problema acestor blesteme despre care am spus și săptămâna trecută am discutat puțin despre definirea blestemelor, am arătat cum au fost puse, ce tipuri de blesteme sunt, scopul blestemelor, anatomia blestemelor și am ajuns la drepturile legale ale satanei. Foarte important să înțelegem că diavolul, care știe și cunoaște foarte multe lucruri și de multe ori oamenii le au în derâdere și nu-și dau seama cu cine au de-a face, este o făptură foarte puternică creată de Dumnezeu, însă de o înțelepciune foarte mare, de o frumusețe mare a fost Îngerul Luminii și un înger frumos, desăvârșit, dar din păcate el s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a aruncat din cele preanalte și a devenit simbolul răului. El luptă întotdeauna împotriva lui Dumnezeu și împotriva copiilor lui Dumnezeu. Și așa cum am arătat, sunt drepturi legale pe care diavolul le are și ori de cât diavolul are ocazie să facă rău, să fiți sigur că o va face. Nu căutăm niciodată milă și îndurare la diavolul, ci doar la Dumnezeu. Așa că aș vrea să fiți atenți și să putem și în această seară să lărgim cunoștințele noastre în legătură cu blestemele, fiindcă ele sunt, ele afectează copiii lui Dumnezeu, există în vremea aceasta, în special la noi în România sunt foarte multe blesteme, că sunt foarte multe oameni, foarte mulți oameni care practică vrăjitoria și blestemele. În capitolul 7 din Iosua găsim un exemplu cum Satana a avut dreptul legal să atace, cu toate că poporul era în necunoștință de cauză. Haideți să vedem puțin din cele întâmplate. Moise a scos poporul Israel din Egipt. Au stat în pustie 40 de ani. Moise a murit și conducerea a fost preluată de Iosua. Dumnezeu a făcut un miracol și a despărțit râul Iordan în două ca poporul să poată trece. Dumnezeu a promis lui Iosua și poporului că el va lupta pentru ei și le va da victorie asupra popoarelor care trebuiau alungate, însă cu o condiție, ca să asculte întru totul de Dumnezeu. Prima cetate cucerită a fost Ierihonul, o cetate foarte puternică și care în gândirea poporului ar fi fost cu neputință de cucerit. După cum știm, zidurile Ierihonului au căzut și cetatea a fost învinsă de puterea lui Dumnezeu. Porunca lui Dumnezeu a fost ca să fie luată, să nu fie luat din cetate nimic și totul să fie distrus, ars. Și haideți să vedem ce se întâmplă de fapt și sigur că acolo s-au petrecut anumite lucruri care n-au plăcut lui Dumnezeu și poporul sigur că a pierdut înaintea lui Dumnezeu și de-abia după ce Dumnezeu nu-i mai ajută, poporul realizează că de fapt s-a întâmplat ceva. Haideți să citim puțin și urmă dăm și explicațiile. Mergem la Iosua, capitolul 7. Zice așa, copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Și Domnul
s-a prins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet-Aven, la răsărit de Betel, și le-a zis: suiți-vă și iscodiți țara. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit țara Ai. S-au întors la Iosua și i-au spus: degeaba mai faci să mai meargă tot poporul, 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge ca să bateți cetatea Ai. Nu stați, nu osteniți tot poporul, căci oamenii aceștia sunt puțini la număr. Aproape 3 mii de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit de la poartă până la Sebarim și i-au bătut în vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și s-au presărat capul cu țărână. Vă dați seama că nu știau ce se întâmplă. Doamne, cum? Iosua a zis: ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? Vă dați seama? Omul imediat dă vina pe Dumnezeu. De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce vor zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașului? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Îl face pe Dumnezeu și data asta că nu poate Dumnezeu să facă ce avea de gând să facă. Domnul a zis lui Iosua: scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit, au călcat legământul meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea, copiii lui Israel nu pot să țină piept vrășmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Nu? Ați văzut? Am asigur că nu mai citim până la capăt, dar este clar că din cauza că poporul a păcătuit, din cauza că Acan și familia lui a luat din lucrurile date spre nimicire, Dumnezeu s-a mâniat. Și acum vreau să fiți atenți. Atenție că niciunul din poporul Israel n-a știut că Acan a păcătuit. N-a știut. Ci numai Dumnezeu și, desigur, Satana. Noi nu ne putem ascunde păcatele noastre din inimă sau mintea noastră de Dumnezeu, fiindcă El știe totul. În 1 Samuel 16:7 ni se spune: și Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. 1 Cronici 28:9. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Romani 8:27. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și sigur că mai avem aici încă un text, e bine să cunoaștem părerea Scripturii, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, chieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu cunoaște păcatele noastre precum și Satana sau diavolul.
să vedem ce se întâmplă cu următoarea luptă care are loc pentru cetatea Ai, o cetate mică. Sigur că am citit că au trimis 3.000 de oameni, considerând că este de ajuns. Aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit de la poartă până la Sebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. Nu ni se spune nicăieri, atenție, că acești 3.000 de oameni ar fi păcătuit. Ei erau cu totul dedicați să-i slujească lui Dumnezeu. Cu toate acestea vedem că 36 de oameni dintre cei 3.000 care aveau frică de Dumnezeu și erau nevinovați, au fost măcelăriți. Întrebare, de ce? Au făcut ei ceva rău? Nu. Nici unde nu scrie că ei ar fi păcătuit sau greșit cu ceva înaintea lui Dumnezeu. Iosua și liderii poporului au rămas înmărmuriți și nu puteau să înțeleagă ce se întâmplă, Doamne. După o victorie reușită împotriva unei cetăți puternice ca Erihonul, a urmat o înfrângere împotriva unei cetăți mici, când Dumnezeu le promisese victorie. Și-o fi schimbat Dumnezeu promisiunea? Nici de cum. Iosua 7:6 spune, Iosua și-a sfârșit hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și bătrânii lui Israel, și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul? Ca să ne dai în mâinile amoriților și să ne prăpădești? De am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Vă dați seama? Să nu fi venit, că doar Dumnezeu nu ne poate ajuta. Iosua a experimentat aceleași sentimente pe care le avem noi câteodată când unele catastrofe vin în viața noastră. El a făcut la fel ca noi. A început să plângă și să se tânguie și a început să arunce vina pe Dumnezeu. Cum, Doamne, poți Tu îngădui să se întâmple una ca asta în viețile noastre? Așa zicem și noi. Noi, în loc să ne oprim și să ne gândim oare de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta, aruncăm vina pe Dumnezeu și începem să blamăm, cum a făcut Iosua în versetul 7:7. Prima reacție a omului este să-L critique pe Dumnezeu. Și mentalitatea omului nu s-a schimbat de-a cursul anilor și noi facem la fel și în zilele noastre. Haideți să vedem răspunsul lui Dumnezeu. Iosua 7:10. Domnul a zis lui Iosua, scoală-te, pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Israel a păcătuit. Au călcat legământul meu, pe care li l-am dat, au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. De aceea, copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, că sunt dați spre nimicire. Auziți? În loc să fie binecuvântați, în loc să fie victorioși, în loc să fie cum Dumnezeu a plănuit, ei sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Adică, dragii mei telespectatori, vreau să înțelegeți, când Dumnezeu nu mai este cu tine, ești un om pierdut. Oamenii se bazează pe puterea lor, pe înțelepciunea lor, pe banii lor, pe relațiile lor, dar vreau să vă spun că despărțiți de Dumnezeu nu putem face nimic. Să luăm bine aminte lucrul acesta. Scoală-te, zice Domnul, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine, căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel. În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire. Israel, nu vei putea să ți pierd vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Deci, atenție, eu subliniez aici, până nu
veți scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru. Adică vreau să vă spun că o să fie poate momente în viața dumneavoastră când ați adus un lucru care trebuia nimicit în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră, în biserica dumneavoastră, și Dumnezeu începe să îngăduie nimicitorului să nimicească în casă, în familie, în biserică. Și toată lumea se plânge de ce, de ce, de ce, fiindcă ai adus un lucru care trebuia dat spre nimicire. Ai adus un lucru blestemat, ai adus un lucru necurat, l-ai atins și în loc să-l dai afară, să fie nimicitul ții în casa ta, în familia ta, în biserica ta sau în altă parte. Atenție foarte mare! Că datorită unor lucruri care trebuiau scoase și nimicite, nimicirea intră în casa ta sau în viața ta. Rezultatul este că în tabără era păcatul care a dat diavolului, atenție, și slujitorul lor dreptul legal de a ataca și a învinge poporul Israel. Repet, ori de câte ori diavolul are un drept, el îl va folosi. Când noi nu ascultăm de Dumnezeu, nu numai că noi păcătuim, dar dăm și dreptul legal satanei de a ne ataca. Repet, când noi nu ascultăm de Dumnezeu, nu numai că noi păcătuim prin neascultare, dar dăm și dreptul legal satanei de a ne ataca. De multe ori noi nu realizăm că slujim unui Dumnezeu care este întru totul corect și drept cu toată creația. El este drept cu noi, dar este drept și cu satana și servitorii lui. De aceea este foarte important ca noi să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva să ne trezim că ne împotrivim cuvântului și voii lui Dumnezeu. Călcând poruncile lui Dumnezeu, vom da dreptul lui satana să pună blesteme în viețile noastre. Haideți să citim câteva versete din Psalmul 119. Citim de la 9 în jos, spune: cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te caut din toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci iată, cuvântul lui Dumnezeu este cel care îl strângem în inima noastră și el ne ajută ca să nu păcătuim știind cuvântul, împlinind cuvântul și făcând voia lui Dumnezeu. Sigur că aici am putea să mergem mai departe cu alte exemple, cu alte pasaje. Ne oprim aici, haideți să vedem acum, să încercăm să vedem cum putem să rupem un blestem de tipul acesta. Și anume, dacă blestemul este de la Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu, urmează următorii pași. Și în primul rând, recunoaște păcatele tale și ale strămoșilor tăi. Mărturisește-le lui Dumnezeu, renunță la ele, cerându-L lui Dumnezeu iertare, curățire și eliberare. Oprește-te din păcat, îndepărtează-te de păcat și ceea ce nu-i place lui Dumnezeu și schimbă-ți viața. Deci, oprește-te din păcat, îndepărtează-te de păcat și ceea ce la Dumnezeu nu-i place și schimbă-ți viața. Sigur că trebuie să existe o schimbare. Cere-i lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos din Nazaret să ia blestemul de pe tine și viața ta și să te elibereze. Și apoi poruncește în numele lui Iisus oricărui spirit, oricărui demon necurat care a intrat în viața ta prin păcatele amintite să părăsească viața ta imediat.
să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Trebuie să fim foarte atenți când trimitem un duh undeva, trebuie să-l trimitem în adânc, acolo unde este locul destinat îngerilor necurați și duhurilor care stau în întuneric și sunt legați și așteaptă ziua judecății. Și sigur că îi poruncim să nu se mai întoarcă niciodată. Știm acolo o istorioară din Evanghelie unde un duh s-a dus, mai ia 7 duhuri mai rele decât el, se întoarce înapoi și spune că starea de pe urma omului a fost de 7 ori mai rea. Noi trebuie să fim atenți că de acolo de unde scoatem un duh, locul acela trebuie să fie imediat umplut de prezența lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, ca diavolul să nu mai poată să preia înapoi locul acela. Bun, deci astea sunt doar niște idei destul de simpliste, niște pași simpli pe care să începem să-i învățăm și încetul cu încetul să îi punem în aplicare în funcție de situația în care suntem. Haideți să vedem o altă situație. Dacă blestemul este de la Satana prin drepturi legale, urmează următorii pași. În primul rând, mărturisește și recunoaște păcatul care i-a dat dreptul Satanei și servitorul lui să pună blestemul peste tine. Căiește-te de aceste păcate și cere lui Dumnezeu iertare, curățire, eliberare. Mărturisește cu voce tare autoritatea asupra blestemului în numele lui Iisus Hristos și poruncește să fie rupt imediat. Acum, ceea ce eu vă învăț aici este valabil pentru orice credincios care are autoritate, care are Duhul Sfânt în el și care poate să facă această lucrare. Dacă tu nu poți și nu te simți în stare să faci această lucrare, lucrarea aceasta trebuie făcută de un om autorizat de Dumnezeu, un lucrător care să vină și să facă lucrare. Înțelegeți? Nu totdeauna toți sunt în stare să facă această lucrare. Dar dacă ești un copil al lui Dumnezeu, zice acolo, iată semnele care vor însoți pe cei ce cred. În numele meu vor scoate dragi. Primul semn, să scoți dragi. Este lucru mare. Dar sigur că trebuie să ai în tine călăuzirea lui Dumnezeu, să ai în tine Duhul lui Dumnezeu, să ai autoritatea lui Dumnezeu și în felul acesta să poți să faci lucrarea. Să luăm un exemplu. Cum ar trebui să facem? Spunem așa, în numele lui Iisus Hristos, nume mai presus decât orice nume. Că așa ne spunem, iau autoritate peste blestemul de... Și aici poate fi de curvie, de lăcomie, de mândrie, de tutun, fumat, peție sau ori îi spui pe nume. Deci e autoritate. Și poruncesc acestui blestem să fie rupt imediat, numai decât. Deci tu vrei ca acest blestem să fie rupt, să fie oprit imediat. Și acum trebuie să poruncești în numele lui Iisus tuturor spiritelor demonice asociate cu acel blestem să plece imediat și să se ducă în adânc. Deci, vreau să fiți atenți că sunt spirite asociate. Noi nu le știm. De exemplu, știm spiritul de curvie, dar pe lângă el mai sunt alte 7 spirite, de exemplu. Sau spiritul de beție, sau spiritul de minciună, sau știu ce și, în general, spiritele conlucrează cu alte spirite care vin și le ajută în executarea lucrării care trebuie să o facă. Și atunci noi trebuie să legăm spiritul care îl cunoaștem, că vedem starea omului, dar legăm și spiritele asociate cu ele. Foarte important să menționăm și spiritele asociate care ajută spiritul acela. De exemplu, zicem așa, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, poruncesc tuturor spiritelor demonice, spiritelor necurate, asociate cu acest blestem, și numești blestemul de, care îi spuneam, să plece imediat, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Deci trebuie să folosim aceste cuvinte cu autoritate, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, ca să putem să fim eficienți în ceea ce facem. Haideți să privim acum în al treilea rând un alt tip de blestem. Dacă blestemul
este pus tot de diavolul, însă nu a avut un drept legal. Vă spuneam că în al doilea, în primul rând, am văzut că sunt blesteme puse de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu. Sunt blesteme care sunt puse prin drepturi legale de Satana. Și acum avem un al treilea exemplu, în categorie, când Satana vine și pune un blestem și nu a avut un drept legal. Ne spune Sfânta Scriptură că diavolul este un hoț, el este un tâlhar, el intră. Nu trebuie să-l inviți, că el intră, el vine, el sare gardul, invadează casa, invadează familia, vine și își face lucrarea. Acum, dacă știm acest lucru, noi sigur că trebuie să rostim cu voce tare, ca și înainte, prin autoritate, luăm această autoritate peste blestemul care există în numele lui Iisus Hristos, că toată lucrarea se face în numele lui Iisus Hristos și poruncim ca el să fie rupt imediat. Exemplu, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, nume mai presus decât orice nume, iau autoritate peste blestemul de, îi dai numele, și poruncesc să fie rupt chiar acum. Și în al doilea rând, trebuie să poruncești tuturor spiritelor demonice asociate cu blestemul să plece. Ca de exemplu, în numele lui Iisus Hristos, poruncesc tuturor spiritelor demonice asociate cu acest blestem să părăsească trupul meu imediat, să se ducă direct în adânc și să nu se mai întoarcă niciodată. Vedeți? Aceștia sunt pași de bază în ruperea blestemului. Pot fi și cazuri mai aparte, specifice, de la caz la caz. Dacă nu puteți să rezolvați singur și vedeți că vă rugați, nu sunteți ascultați, n-ați folosit suficientă credință, v-ați îndoit sau știu eu ce, sigur că trebuie să cereți ajutorul unor lucrători care sunt autorizați în această lucrare, care pot să facă această lucrare, sau veniți în Biserica Maranata sau mă invitați pe mine în bisericile dumneavoastră, în casele dumneavoastră, ca să putem să facem această lucrare. Acum o să trecem la un alt capitol tot legat de problema aceasta a blestemelor, pe care l-am intitulat Autoritate și responsabilitate. Noi ca și lucrători al lui Dumnezeu avem autoritate, însă autoritatea aceasta pe care Domnul ne-a dat-o, ea vine și cu mare și foarte mare responsabilitate. Din păcate, mulți creștini cred că ei nu au de-a face cu blesteme și nici nu îi interesează. Vreau să vă spun că chiar dacă dumneatale nu crezi că nu există sau nu există blesteme, ele sunt. Ca și cum ai spune, eu nu cred că mâine răsare soarele, îți garantez că mâine soarele răsare. Înțelegeți? Și alte lucruri. Ei socotesc că Dumnezeu va purta de grijă asupra acestor lucruri și asupra puterii întunericului. Iisus ne spune specific că ne-a dat putere și autoritate peste toată puterea vrăjmașului și ca tare să o punem în aplicare. Păi dacă nu avem treabă cu duhurile, de ce ni s-a dat putere peste toată puterea vrăjmașului? De ce ne spune Pavel că noi nu avem de luptat împotriva cărnii, ci împotriva duhurilor? Păi, fiindcă trebuie să luptăm. Luca 10 cu 19, iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma câtă vreme rămânem sub autoritate, sub protecție. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, auzi, duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ce frumos, slăvit să fie Domnul! În 2 Corinteni 10 cu 3 spune, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile pe care tot diavolul vine și le pune. Marcu 16 cu 17, iată semnele care vor susți pe cei ce crede. În numele meu vor scoate draci. Primul semn
în numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi. Foarte important să ai botezul cu Duhul Sfânt, cu evidența vorbirii în alte limbi. Vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa sau se vor vindeca. Efeseni 6:11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Auzi. Deci trebuie să ne îmbrăcăm cu armătură. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Deci iată că trebuie să ne împotrivim, să ne îmbrăcăm cu armătură, să putem să rămânem în picioare, să fim biruitori și nu parțial, ci total, după ce veți fi biruit totul. Vrea ca Dumnezeu ca noi să avem o biruință absolută. Filipeni 4:13 ne dă un mesaj de întărire. Zice Pavel aici, pot totul în Hristos care mă întărește. Vedeți? Fiindcă cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. 2 Timotei 1:7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Deci noi avem în noi un duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Un verset care e bine să le știm, să le cunoaștem, fiindcă noi tot ce facem, facem bazat pe ceea ce Dumnezeu promite în cuvânt. Iacov 4:7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Mulți frați uită partea asta a versetului și vin și rostesc doar a doua parte care spune împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Dar uite să spună prima parte care zice supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Adică trebuie să fii supus, să asculți, să împlinești, să faci voia lui Dumnezeu și apoi să te împotrivești diavolului și el va fugi de la tine. Deci întâi trebuie să te supui, să împlinești poruncile lui Dumnezeu, să faci voia lui Dumnezeu și apoi să te împotrivești diavolului și el va fugi de la noi. Slăvit să fie numele Domnului. Bun, mergem mai departe. Alte versete tot frumoase care sunt versete de autoritate și care ne dau nouă această îmbărbătare, înviorare, credință căci Dumnezeu este cu noi și că noi suntem biruitori. Uite, 1 Ioan 4:4. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Cine este în lume? Diavolul. Diavolul care este în lume. În lume este diavolul. Ioan 14:12. Altă promisiune frumoasă. Adevărat, vreau să spun că cine crede în mine, zice Domnul, va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Ei, ceva extraordinar. Deci, atenție, repetăm aici. Zice Domnul, adevărat vreau să spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mare decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Deci, atenție că va veni o vreme când vom putea să facem lucrări mari spre slava lui Dumnezeu, da? Deci, va veni o vreme, ne spune Domnul, când se vor face lucrări chiar mai mari decât cele pe care Domnul Iisus le-a făcut. Deci, încercam să vă explic
Căci dacă credem în Domnul Iisus Hristos, va veni o vreme când Dumnezeu ne va umple cu putere și autoritate ca să facem lucrări chiar mai mari decât a făcut Domnul. Că așa este scris. 1 Petru 5,8 zice: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Deci fiți atenți, fiți treji, vegheați. Și ce ne spune versetul 9? Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași feluri ca voi. Deci în altă parte zicea: împotriviți-vă și el va fugi de la voi. Ne spune: împotriviți-vă lui tare în credință. Ce trebuie înțeles este că atunci când primim autoritate, avem și responsabilitatea să rupem orice blestem care este trimis peste noi. Și trebuie să fim într-o continuă veghere și alertă, că dușmanul nostru, diavolul, nu doarme, ne spune Scriptura. Este responsabilitatea noastră, atenție, să rupem orice blestem trimis împotriva noastră. Repet, este responsabilitatea noastră și Dumnezeu nu face niciodată ceea ce trebuie să facem noi. Iisus Hristos ne-a dat această putere și autoritate și El așteaptă de la noi să o punem în aplicare în numele Lui ori de câte ori este nevoie. Repet, Iisus Hristos ne-a dat această putere și autoritate și El, Hristos Domnul, așteaptă de la noi să o punem, această putere și autoritate, în aplicare în numele Lui. Din păcate, sunt foarte multe adevăruri care sunt întortocheate, care sunt strâmbate, care sunt schimbate și predicate fraților diferit. De exemplu, cu ceva timp în urmă am fost și am vizitat o familie și acolo am stat de vorbă cu mai multe persoane din familie și una dintre persoane spunea: domne, noi nu putem să scoatem duhurile, noi nu avem putere să scoatem pe diavolul. Dar cine are? Păi zice, biserica. Păi care biserică? Păi biserica. Păi cine e biserica? Păi frații din biserică. Păi care frați din biserică? Și ce încerca să-mi dea un răspuns, dar nu avea răspunsul. Categorică biserica este autorizată, dar cine este biserica? Suntem noi. Noi suntem mădulare unii altora din trupul lui Hristos, noi suntem împuterniciți. Biserica lui Hristos, copiii lui Hristos născuți din Dumnezeu care au Duhul Sfânt în ei și au ungerea Domnului și așa mai departe. Vedeți? Noi nu putem, nu poate nimeni, numai biserica. Păi bun, dar cine e biserica? Păi biserica suntem noi. Vorbește în unele locuri de Sfinții lui Dumnezeu. Păi cine sunt Sfinții lui Dumnezeu? Ăia care sunt cu moaștele și cu sicriele și cei care sunt Sfinții care au fost canonicizați de biserici, că aia au fost Sfinți? Nu, noi suntem Sfinții lui Hristos. Păi dacă nu te scoate Dumnezeu până în final sfânt și curat, nu vei putea intra în împărăție. Zice că nimic întinat de mine curat nu va intra în împărăția Dumnezeu. Deci noi trebuie să tindem spre sfințenie, spre desăvârșire. Noi trebuie să fim plini de putere și autoritate aici, pe acest pământ, nu dincolo. Dincolo avem altă misiune. Nu ne mai luptăm cu diavolul când mergem dincolo. Acum ne luptăm cu diavolul, acum e lucrarea. Aici, pe acest pământ, este îngăduit ca diavolul să facă ravagii. În Împărăția Dumnezeu nu mai face nimic dincolo, când vom fi în ceruri. Deci trebuie să fim foarte atenți că
sunt foarte mulți frați, surori care nu cred anumite lucruri, nu se văd nici autorizați, nici în stare, nici în altă formă și zice, Domnule, nu se poate, lucrurile astea nu putem. Ba da, le putem. Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul. Doamne, ajută-ne să avem această autoritate, putere, sigur, care vine cu responsabilitate și să putem să o punem în aplicare. Bun, haideți să vedem puțin despre blestemele moștenite. Extrem de important. Unii să zică, Doamne, păi eu n-am treabă cu blestemele, eu n-am făcut nimic rău, n-am slujit nici pe la diavolul, n-am fost nici pe la vrăjitori. Dar poate a fost părinții tăi, poate a fost bunicii tăi, poate a fost străbunicii tăi, poate a fost stră. Și poate să tot vină de departe. Hai să vedem cum este cu aceste blesteme moștenite. Păcatele strămoșilor noștri pot avea un efect devastator. Deci nu ale noastre, păcatele strămoșilor noștri pot avea un efect devastator în viețile noastre. Vedem familii cu urmări grave, cum ar fi divorțuri, dezbinări, ură între membrii familiei sau chiar omoruri, care se repetă și se repetă din nou și din nou și din nou. Este bine știut de cei din cultele satanice că atunci când un blestem se aplică pe un membru al unei familii, ei fac tot posibilul ca toți urmașii să fie incluși în blestem. Atenție! Deci, este bine știut de cei ce sunt în cultele satanice, atât să știm și noi, numai cei din cultele satanice, că atunci când un blestem se aplică pe un membru al unei familii, ei fac tot posibilul ca toți urmașii din acea familie să fie incluși în blestem. Intenția lor este de a distruge întreaga linie genealogică a familiei și nu numai o persoană. Se poate observa cazul când aceeași boală fizică sau mentală a afectat generație după generație. Aș vrea ca fiecare ascultător să cerceteze puțin istoria familiei lui și să vadă dacă unele din aceste lucruri s-au repetat, cum ar fi divorțul, ura, sărăcia, violența, beția, sexualitatea, boli caracteristice familiei și mai departe. Era o vorbă în popor, sărăcie ce ai cu mine, m-am avut bine cu tato, cu moșul, vreau să mă am bine și cu tine. Adică să fii și tu sărac, în alte cuvinte. Din Sfânta Scriptură vedem că Dumnezeu pune o mare importanță spre a învăța pe copiii noștri și urmașii copiilor noștri să păzească poruncile lui Dumnezeu pentru a nu cădea în cursa blestemului și a diavolului. Înțelegeți? De exemplu, Deuteronomul 4:9. Nu mai ia seama asupra ta și veghează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrările pe care le-a văzut ochii și să-ți iasă din minte, fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Ați văzut? Adu-ți aminte de ziua când te-ai învățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiile lor, pe copiilor să se păzească. Vedeți? Și important este să ne temem de Dumnezeu, să păzim poruncile de Dumnezeu, să împlinim poruncile de Dumnezeu. Deuteronomul 6:6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le împlinești, să le întipărești, pardon, în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Adică în orice vreme poți să vorbești despre poruncile Domnului
ca tu și familia ta, copiii tăi, nepoții să le cunoască, să le împlinească, să le strângă în inima lor. Vedem că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților până la al treilea și al patrulea neam și că binecuvântarea și blestemul sunt o alegere care depinde de noi. Atenție! Exodul 20:5. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și sigur că Deuteronomul 30, aici vedem un lucru foarte important, ci iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Atenție, zice Dumnezeu, iau cerul și pământul martori împotriva ta, că ți-am pus înainte viața și moartea, ți-am spus, ți-am arătat, omule, ce trebuie să faci, ți-am arătat ce este bine și ce nu este bine. Fă, omule, ce este bine ca să trăiești tu și casa ta. Amin. Bun, am să mă opresc aici, fiindcă ajunge pentru seara aceasta. O să vă prezint și în această seară un videoclip, după care o să încercăm să facem o rugăciune de predare, să dăm ocazie tuturor celor care în această seară încă nu n-au reușit până această seară să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, să poată să o facă. Și apoi o să continuăm cu studiul din Apocalipsă. În această seară v-am pregătit o cântare care spune Îmi plec genunchii înaintea ta. O cântare foarte frumoasă de suflet și vă dorim vizionare plăcută la acest videoclip. Mărire fie, Doamne Dumnezeule, înaintea sfințeniei tale ne plecăm genunchii, Doamne, glorie și mărire ție. Când plec genunchii înaintea ta, primește, Doamne, închinarea mea, doar pentru tine toată lauda, doar pentru tine cântă inima. Mă-nchin și-ți mulțumesc, Iisuse, pentru har și dor. Mă-nchin și-ți mulțumesc,
Iisuse, pentru har și bucurii nespuse, mulțumesc de-a ta iubire mare, pentru jertfa ce mulțumire ați mă dăruiesc ție, Iisuse, mielule ceresc. Mă închin și-ți mulțumesc, Iisuse, pentru har și bucurii nespuse. Mulțumesc de-a ta iubire mare, pentru jertfa ce mi-a dat iertare, pentru chemarea care mi-ai făcut. Îți mulțumește cel ce-a fost pierdut. Iisuse, Doamne, îți voi mulțumi întreaga viață. Te voi prea Iisuse, pentru har și bucurii nespuse, mulțumesc de-a ta iubire mare, pentru jertfa ce mi-a dat iertare. Stimați telespectatori, iată-ne din nou împreună după această cântare frumoasă pe care sper că ați ascultat-o cu bucurie. Îmi plec genunchii înaintea ta. Sigur că venim și în această seară să ne plecăm genunchii înaintea lui Dumnezeu și am să invit pe toți cei care încă nu v-ați predat viața în mâna Domnului, încă nu l-ați invitat pe Domnul Iisus Hristos în viața voastră ca și Domn, Stăpân, Dumnezeu, să o faceți în această seară. Vreau să verific ceva aici. Da, suntem bine. Cer scuze că mi-am verificat aici microfonul, să vedem dacă suntem în regulă. Deci vreau să vă invit să îngenunchiați acolo în fața televizorului și să puneți o mână pe inimă, ridicați-o una spre cer, așa ca și o lucrare solemnă. Și haideți ca să repetați după mine această rugăciune simplă, dar care să
îi dăm ocazie Domnului Iisus Hristos să vină în viața noastră. El spune așa, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, deschide ușa. Care ușă? Ușa inimii. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Haideți, spuneți după mine aceste cuvinte. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Recunosc înaintea cerului și al pământului că sunt un păcătos. Și de aceea, Doamne, vin să-mi recunosc toate păcatele, fără de legile și nelegiuile mele, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta și cu gândul. Doamne Iisuse, aruncă-le în marea uitării și nu-ți mai adu aminte de ele. Doamne, iartă-mă, te rog frumos. Spală-mă, Doamne, în sângele Tău cel Sfânt. Aplică toată plinătatea jertfei de la Golgota în viața mea. Doamne Iisuse Hristoase, cred din toată inima că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, care ai venit de la Tatăl Ceresc și Te-ai născut din Fecioara Maria pe acest pământ, ai crescut și ai fost răstignit, Doamne, pe crucea de la Golgota pentru păcatele omenirii și ai fost răstignit și pentru păcatele mele. Cred, Doamne Iisuse Hristoase, că Tu ai înviat a treia zi. Te-ai ridicat din morți, Te-ai ridicat la ceruri și stai la dreapta lui Dumnezeu. Și Tu în această seară mijlocești și pentru mine. De aceea, Te rog, Doamne Iisuse, ia Tu, Doamne, viața mea sub controlul și sub ocrotirea Ta. Fă-mă să trăiesc, Doamne, după voia Ta. Te primesc în această seară ca Domnul meu, ca Stăpânul meu, ca Dumnezeul meu. Ajută-mă, Doamne Iisuse, să pot să închei un legământ cu Tine în apa botezului. Ajută-mă, Doamne, ca numele meu să fie scris în cartea vieții. Și eu, Doamne, să trăiesc după voia Ta și să împlinesc cuvântul Tău. Încredințez, Doamne, viața mea, familia mea și tot ce este al meu în mâna și în brațul Tău. Și îți mulțumesc, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Dacă ați făcut această rugăciune, sigur că este primul pas pe care omul poate să-l facă spre a-L invita, spre a-L dori pe Dumnezeu să vină în viața lui și să înceapă Dumnezeu o transformare, o schimbare și așa cum o numim noi, în final, o naștere din Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută ca toți cei care văd să ascultă această emisiune să nu rămâne niciunul pe afară, ci tot să vină, Doamne, la pocăință, la mântuire, Doamne, și să lucrezi în viața lor schimbarea și transformarea. Și noi îți mulțumim frumos, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Amin, amin! Bun, v-am promis că în această seară o să continuăm să mai citim ceva din cartea Apocalipsa, Revelația lui Ioan sau Prorocia lui Ioan. Și săptămâna trecută am ajuns până la capitolul 5 inclusiv. Și aici la capitolul 5 am văzut că se pregătea să se rupă cele 7 peceți. Sigur că nu s-a găsit nimeni vrednic nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nimeni ca să rupă pe ce se deschidă cartea, decât mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și acum, la capitolul 6, o să vedeți că o să înceapă, se va începe ruperea acestor peceți pe care le așteptăm și noi. Și fiecare pecete o să aducă cu sine anumite evenimente despre care o să vorbim în final, când o să facem un sumar al acestor lucruri. Și haideți să citim. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii, zicând cu glas tare ca de tunet, vino și vezi.
Deci se pare că Ioan era acolo în ceruri, în prezența lui Dumnezeu, în prezența tronului, unde sunt cele patru făpturi vii și una din ele i-a zis, vino și vezi, i-a arătat ceva. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Ei, am citit versetul acesta și să știți că am pus întrebare, fraților, cine credeți că este cel ce stă pe acest cal alb? Auziți? Alb. Și spune că cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Și unii mi-au zis, este Domnul Iisus. Și vreau să vă spun că este greșit și fals. Nu este Domnul Iisus Hristos, ci este Anticristul. Ăsta este Anticristul, care vine călare pe un cal alb, care vine în numele păcii, care o să biruiască, i s-a dat un arc, i s-a dat și o cunună, va avea o cunună împărătească, va fi chemat mare, va fi pus în frunte. Și el a pornit biruitor ca să biruiască și va birui. Și acolo la capitolul 13, o să vedeți când ajungem, o să vedeți că i-a biruit chiar și pe sfinții lui Dumnezeu, că i s-a dat așa de mare putere să ne biruiască și pe noi. Așa a îngăduit Dumnezeu, așa se va întâmpla. Atenție că acesta este Anticristul. Mai departe, iată când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cal roșu. Cel ce sta pe el a primit putere să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții și i s-a dat o sabie mare. Vă dați seama? Ăsta este unul care va primi putere, autoritate, ca să ia pacea de pe pământ. Vă dați seama ce se va întâmpla atunci? Și acum e greu, și acum sunt probleme, și acum se întâmplă evenimente de nu vă vine să credeți. Săptămâna aceasta, de exemplu, au fost două evenimente, să zicem așa, importante. Unul frumos a fost că s-a sărbătorit sărbătoarea îndrăgostiților de Valentine's Day și s-au dat flori și inimioare soțiilor și femeilor care erau iubite de soților și așa mai departe și a fost o zi frumoasă. Și tot săptămâna asta diavolul a reușit să folosească un tânăr aici în Florida, la noi, să intre într-o școală cu o armă semiautomată să împuște 17 persoane. Au murit 17 oameni. Vă dați seama ce tragedie extraordinară în familiile acelea. Îți trimiți copilul la școală și ți-l aduce mort. Că unul oarecare, tânăr, supărat, pe anumite lucruri, s-a trezit să meargă și să omoare, să se răzbune. Ce face diavolul în vremea aceasta? Și stați să vedeți ce o să se întâmple în viitor, că o să fie și mai rău. Domnul să aibă milă și îndurare ca să nu fim la locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Credeți că copiii ei au fost vinovați? Nici de cum. A fost o întâmplare la un loc nepotrivit, la un timp nepotrivit și au căzut niște victime. Vă aduceți aminte că le spune Domnul Iisus Hristos despre niște întâmplări. Spune că a căzut turnul din Siloam și au murit unii oameni. Și zice Domnul, credeți că oamenii aceia au fost mai păcătoși decât ceilalți? Nici de cum. Atenție, zice, dacă nu vă pocăiți, cu toții veți pieri la fel.
Deci trebuie să fim oameni după voia lui Dumnezeu ca să putem să rămânem sub protecția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne înștiințeze de lucruri de felul acesta ca să putem să stăm sub protecția lui Dumnezeu. Bun, mergem mai departe. Deci am văzut calul alb și calul roșu. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu vată-mi unde lemnul și vinul. Se pare, dragii mei telespectatori, că aici este cazul când va începe o criză financiară foarte puternică. Lucrurile vor deveni foarte scumpe. Spun unii teologi că cu banii de pe o zi de muncă îți vei cumpăra o bucată de pâine. Deci trebuie să ne așteptăm și la astfel de lucruri. Cei care am trăit pe vremuri în România știm că ni se dădea cu porția, ni se cântărea cu porția anumite lucruri care erau greu de găsit. Vor veni vremuri foarte grele și ele sunt gata să se întâmple. Bun, mergem mai departe. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Deci am avut calul alb, calul roșu, calul negru, acum vine un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea, auzi? Și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Deci iată că la acest cal, la această rupere a acestor peceți, calul acesta gălbui avea pe cineva care stătea pe el și se numea Moartea. Ceea ce vreau să vă spun este că atunci când vine vremea acestui cal, acestui eveniment, o să fie foarte, foarte multe molime, boli, virusuri pe pământ. Anul acesta, de exemplu, aici în Statele Unite am înțeles că este o epidemie de o gripă destul de urâtă și că foarte mulți copii mici au murit din această gripă și maturi de toate felurile și că se extinde cu o repeticiune destul de mare. Sunt foarte multe cazuri. Ei, vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă acum este absolut nimic din ceea ce se va întâmpla. I s-a dat acestei molime, i s-a dat acestei puteri, i s-a dat acestei făpturi care se chema Moartea să afecteze, am înțeles și repetăm încă o dată, li s-a dat putere peste a patra parte a pământului. Vreau să vă spun că este o pătrime, un sfert din suprafața pământului. Și acum suntem 7,5 miliarde, să zicem 8 miliarde împărțit la 4 sunt 2. Aproape 2 miliarde de oameni vor fi afectați de molima aceasta care va veni și cu care va ucide foarte mulți oameni. Atenție, atenție că vor veni niște urgii
extraordinar de grele și de mari. Bun, mergem mai departe. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? No? Acum ne oprim un pic aici. Deci vedem că atunci când s-a rupt pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cu... Deci ăștia sunt copiii lui Dumnezeu care vor fi persecutați, omorâți, junghiați, decapitați în perioada aceasta de încercare și care instantaneu sufletele lor s-au ridicat la cer și se stau prezentate înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o cruce între doi tâlhari. Și tâlharii aceștia, la un moment dat, au început să-și bată joc de Domnul. Unul din ei, care a fost mustrat de ceea ce au făcut, a zis: măi, noi merităm să fim omorâți prin tortura asta pe cruce, dar omul acesta nevinovat n-a făcut nimic rău pentru ceea ce îl răstignesc. Și el a zis așa, o rugăciune simplă, și a zis: Doamne Iisuse Hristoase, adu-ți aminte și de mine. Și Domnul Iisus Hristos îi face o promisiune foarte importantă: astăzi vei fi cu mine în rai. Să știți că sunt anumite învățături, anumite teologii, anumite afirmații care vin și spun: da, domne, dar omul nu va învia până la răpire și că unii au adormit, unii se duc în țărâna pământului. Nu mai știm cum să vedem care e adevărul și ce se întâmplă. Avem un alt caz în Evanghelie cu Lazar și bogatul. Spune că era un oarecare Lazar care era plin de bube și el trăia din fărâmiturile și din resturile de mâncare de la masa unui om bogat, care era foarte bogat, și toată familia lui era bogată, și spune că a murit bogatul, nu-i spune nici măcar numele, și a murit și Lazar. Și ne arată Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, o imagine a celor două persoane care erau acum deja muriseră, dar erau în trupurile spirituale, că ne zice Pavel că sunt trupuri pământești, sunt trupuri cerești, și unul era în sânul lui Avram, adică în raiul lui Dumnezeu, și acesta era Lazar, și unul era într-un chin și într-un foc veșnic. Și ăsta îi zice: părinte Avrame, lasă pe Lazar să-și moaie degetul puțin, să vină să-mi ude buzele, că rău mă arde văpaia asta. Deci iată că acolo este o văpaie foarte mare, este o suferință care începe imediat când ai trecut de aici dincolo. Și Avram îi spune: nu se poate, între noi și voi este o mare prăpastie, tu ți-ai ales răul și ți-ai ales binele în viața ta și acum ai parte de rău. Lazar și-a ales partea rea și acum este partea bună, și așa mai departe. Nu intrăm în subiectul acesta. Ceea ce vreau să vă spun este că în momentul când noi ne încheiem alergarea pe acest pământ, da, trupul acesta care a fost făcut din țărâna pământului se întoarce în țărâna pământului și va rămâne acolo, va rămâne acolo până la a doua înviere. Până la a doua înviere, când spune că toți vor învia. Mare va da înapoi pe morții ei, groapa și pământul va da pe morții ei și mai departe.
însă sufletele cu trupurile cerești se vor duce imediat undeva. Sau se duc în foc, în chin și își așteaptă judecata finală, sau se duc în raiul Domnului. Domnul zice, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunteți și voi, să fiu și eu. De ce se întâmplă aceste lucruri? Este un lucru foarte important să-l înțelegem. Perioada de mileniu, căci noi, după ce vom fi răpiți de Domnul, ne vom duce în cer, va avea loc nunta mielului, că noi suntem mireasa lui Hristos. O să vedem că o să citim acestea, dar vă dau un pic de preludiu ca să înțelegeți. Suntem răpiți la răpire, vine răpirea, suntem răpiți în cer, noi cei ce suntem încă vii, n-o să o luăm înaintea celor adormiți, așa mai departe, ne ducem cu toți în cer, în trupuri de slavă. Va avea loc nunta mielului, ne vom întoarce la finalul celor 7 ani, finalul Apocalipsei, când împreună cu Domnul vom veni pe pământ și vom fi, zice Domnul, ca îngerii în trupuri de slavă. Nu acum. Vor fi 1000 de ani de pace. Noi vom conduce și vom împărăți împreună cu Domnul Iisus Hristos aici, în trupuri de slavă. După ce se termină 1000 de ani, spune că Dumnezeu va curăți pământul și pământul va arde cu tot ce este pe el, va curăți, îl va transforma, îl va face din nou, pregătit pentru noul Ierusalim de data aceasta, care va coborî din cer de la Dumnezeu și va fi tot pe acest pământ. Nu vom fi în cer, nici în cerul al treilea, nici în al patrulea, nici la zecelea, ci vom fi aici pe acest pământ, ne spune. Că Dumnezeu va pregăti pământul acesta ca să coboare de la Dumnezeu noul Ierusalim cu străzi de aur și așa mai departe. Ei, pentru acest nou Ierusalim va trebui noi să fim îmbrăcați cumva din nou în niște trupuri pământești. Și atunci toți cei ce au murit, toate trupurile, dacă o să fiți atenți, când ajungem acolo, final, descrie moartea și marea și toate au dat înapoi trupurile. Va fi o a doua înviere în trupuri pământești, care se vor reuni cu sufletul și Duhul. Ca noi să putem să trăim din nou aici, pe acest pământ, unde va fi noul Ierusalim care va coborî de la Dumnezeu. Asta este doar așa o mică paranteză, ca să putem înțelege. Deci aici, cei ce-i vedem aici sub altar, aceștia sunt în trupuri de slavă și nici de cum în trupuri pământești nu poate nimeni să străbată cerul și să ajungă înaintea lui Dumnezeu în trupurile pământești. Sunt mult prea slabe și mult prea firave. Deci cei ce au avut răpiri, au avut răpiri în Duhul. În Duhul se face răpirea, care sunt zeci și sute de exemple de răpire pentru cei care au fost duși în ceruri și se vadă anumite lucruri. Da? Deci aici sunt cei ce erau acolo sub altar și ce ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judești și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecare din ei s-a dat o haină albă, deci au fost îmbrăcați cu o haină albă, haine spirituale, și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se vor împlini numărul tovarășilor de slujbă și al fraților care aveau să fie omorâți ca și ei. Deci ăștia sunt unii dintre martirii care vor fi în perioada aceasta
a Apocalipsei și o să vedem că o să fie tot mai mulți, tot mai mulți, când Anticristul își va arăta el adevărata față și va impune semnul fiarei pe mână sau pe frunte, o să vedeți că o să fie tot mai mulți martiri. Deci, iată că aceste suflete erau sub altar. Că nu zice că am văzut trupurile. Atenție, foarte important să înțelegem. Când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rejunghiați. Sufletele. Și sufletele au și ele un trup spiritual. Când ne spune clar Pavel că sunt trupuri cerești, sunt trupuri pământești și că una e una și una e alta. Deci aceste suflete aveau și ele trupuri cerești și erau acolo sub altar înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare i-a dat o haină albă, li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se vor împlini numărul tovarășilor de slujbă, adică celor ce urmau să fie omorâți ca și ei. Și sigur că același lucru o să-l vedem și în Apocalipsa 16 când citim acolo, vorbindu-se tot despre această imagine. De aceea este foarte important să putem să facem legătură între capitole. Bun, mergem puțin mai departe. Așa. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. No, acum, trebuie să vedem aici că sunt mai multe evenimente, mai multe lucruri care trebuie să le luăm în considerare și, în primul rând, trebuie să urmărim aceste evenimente și anume, în primul rând, ne spune despre un mare cutremur de pământ. Vreau să vă spun că pe perioada Apocalipsei o să fie mai multe cutremure și o să fie unul în final extrem, extrem de mare, ne spune Sfânta Scriptură, cum n-a mai fost niciodată pe pământ, care va zgudui pământul cu tot ce este pe el și munții se vor sfărâma și totul se va nivela și așa mai departe. Va fi un cutremur final pe care l-a lăsat Dumnezeu, dar o să vezi că o să vă aduc aminte, ăsta e primul, ăsta e al doilea, ăsta e al treilea, ăsta e al patrulea, ăsta e al cincilea, vor fi mai multe cutremure de pământ în perioada apocaliptică. Ăsta este primul din ele, dar îl numește un mare cutremur de pământ. Acum, și că soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Ce poate să producă acest eveniment ca să se facă negru? Acum, unii oameni de știință mai deștepți decât mine, unii teologi și așa mai departe, vin și spun, domne, cu tremurul acesta de pământ s-ar putea să fie făcut în urma erupției unui vulcan. Vreau să vă spun că aici în America, pe coasta de vest, în nord-vest Americii, există o zonă care se cheamă de Yellowstone, piatra galbenă, unde este un vulcan activ, semi-activ, să spunem așa, foarte, foarte mare, care este gata să izbucnească și oamenii de știință spun că deja este overdue, deci trebuia să izbucnească deja, bazat pe ceea ce se măsoară, tensiunile și temperatură și așa mai departe. Acum, când un vulcan de măsură aceasta va izbucni, spune că ăla va acoperi cu lava lui multe state, cenușa se va ridica în atmosferă, și pentru cel puțin 6 luni de zile
va fi întuneric pe pământ, va fi o mică eră glacială, că această cenușă va pluti în aer, în atmosferă și va crea o pătură care va lua lumina soarelui și va fi întuneric. Și zice aici, nu? Că în urma acestui cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac. Păi cum să fie soare? Soarele se poate stinge. Nu e ca un bec care să stinge. Soarele este o stea, este o explozie nucleară continuă, unde milioane și milioane de tone de hidrogen fuzionează, explodează și produce miliarde de grade temperatură care ajunge până la noi și ne încălzește și ne luminează. Deci soarele își vede de treaba lui, el merge înainte. Ceea ce se întâmplă este că din cauza unei explozii a unui vulcan sau mai mulți vulcani care pot să erupă și să arunce în atmosferă sute și mii de tone de tot felul de substanțe, printre care cenușa aceasta vulcanică care va fi preluată de vânt și va fi în atmosferă, va întuneca pământul. Acum zice că pe lângă aceasta, luna s-a făcut toată ca sângele. Acum știți că am mai discutat în alte emisiuni mai vechi și o să mai discutăm despre anumite evenimente care se întâmplă atunci când există eclipse de lună, care din cauza schimbării proiecției luminii pe suprafața lunii, luna apare roșie ca și sângele. Și am arătat că au fost 3 și 4 evenimente importante când au fost aceste luni roșii. De fapt, prorocul Ioel ne vorbește încă din Vechiul Testament, la capitolul 2 cu 31, ce soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Aceasta era o prorocie încă de vremea lui Ioel, care se va împlini aici în capitolul 6, la pecetea a șasea care va fi ruptă de Domnul Iisus Hristos. Acum să încercăm să vedem, mai este aici un eveniment, iarăși foarte important, și spune că pe lângă faptul că a fost un cutremur, atenție, pe lângă faptul că soarele și-a pierdut din strălucire, luna se vede roșie ca sângele, se mai întâmplă un eveniment. Stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când se este scuturat de un vânt puternic. Acum, vreau să vă mai spun că tot oamenii de știință vin și ne spun așa că în sistemul nostru solar ar mai exista o planetă foarte mare pe care noi încă nu o cunoaștem, dar care face o traiectorie eliptică, așa cum este un ou, și că odată, cam la 2000 de ani, vine și trece, se învârte în jurul Soarelui și ajunge aproape de noi și iarăși se duce foarte departe și iarăși vine înapoi. Oamenii de știință spune că această planetă ar fi posibil să treacă din nou pe lângă noi, planeta Pământ, să vină să-și facă curba aceea în jurul Soarelui și să se ducă iară departe și iară să se întoarcă. Acum, dacă vă aduceți aminte, în ziua când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, s-a produs un eveniment care poate mulți dintre dumneavoastră nu v-ați uitat niciodată atenți la acest eveniment.
Ne spune Sfânta Scriptură că de la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, asta reprezentând de la ora 12 la ora 3 după masă, ceasul al șaselea era ora 12, când începea dimineața la ora 6, 6 ore era ora 12 și sigur că până la ceasul al nouălea mai erau încă 3 ore. Deci s-a produs un întuneric total pe fața pământului de 3 ore. Bazat pe ceea ce se cunoaște acum din partea oamenilor de știință, nu există nici un obiect așa de mare care să se interpună între soare și pământ, care să poată să producă o eclipsă naturală de 3 ore. Cea mai lungă eclipsă de lună, că știți că și luna, când apare o eclipsă de lună, se interpune luna între soare și pământ și noi vedem acolo că acoperă soarele. Este de 7 minute. Cum a putut să fie această eclipsă? Trebuia să existe o planetă, un obiect suficient de mare, care să treacă din cauza mărimii lui și a trecerii lui, poate destul de lente, să treacă și să dureze 3 ore ca această planetă să treacă și să producă o eclipsă de 3 ore. Tot Evangheliile ne vorbesc căci atunci când Domnul a fost răstignit, s-a produs și un cutremur de pământ. Acum, ce se întâmplă? Tot oamenii de știință vin și spun următoarele lucruri, ca să putem să explicăm aceste lucruri. Spune așa, când o planetă foarte mare se apropie de pământul nostru, această planetă mare are și ea o forță de atracție. Planetele se țin într-un sistem perfect, într-o balanță perfectă, prin forțe de atracție. Soarele ne atrage pe noi, noi atragem luna, luna se învârte în jurul nostru. Vreau să vă spun că luna are o putere de atracție foarte mare asupra pământului. Cei care n-ați cercetat niciodată această problemă, uitați-vă că există un fenomen care se cheamă maree, fluxul și refluxul. Milioane și miliarde de tone de apă se ridică și coboară, se ridică și coboară. De ce? Fiindcă forța de atracție a lunii este așa de mare încât apele încep să se ridice. După ce luna trece, apele iară se lasă în jos. Acum vreau să vă spun că o planetă destul de mare și de puternică care ar trece pe lângă Pământ, nu să lovească Pământul, ci să treacă numai în apropierea Pământului, ar putea să pună o forță foarte mare de atracție și să miște plăcile tectonice. Plăcile tectonice, dacă încep să se miște, produc cutremure, unul la mână, și doi, produc erupții de vulcane care ne-ar descrie foarte bine situația de aici. Cutremur mare, cerul acoperit cu negru, înțelegeți? Și ar fi a treia explicație care încercam să vă explic despre stelele care au căzut din cer pe pământ. Acum, tot oamenii de știință spun că această planetă foarte mare, care are o forță de atracție foarte mare, are în urma ei ca o coadă de meteoriți, tot felul de bucăți de planete, de știu eu ce obiecte care zboară și circulă în universul acesta atât de imens. Când dau de o planetă puternică, sunt atrase de planeta respectivă și urmăresc această planetă. Acum, oamenii de știință spun așa, planeta asta va veni și va trece pe lângă noi, nu ne va lovi, că dacă ne va lovi, să termine toată lucrarea pe Pământ, să stinge viața pe Pământ. Și Dumnezeu nu face lucrul ăsta acum.
Dar din cauza că atunci când ea trece și se duce mai departe, unele din aceste milioane și miliarde de meteoriți și tot felul de obiecte care vin în urma ei, coada ei, vor intra unele în zona de atracție a Pământului și vor începea să cadă pe Pământ. V-ați uitat când cade câte o stea căzătoare, cum ea intră în atmosferă, în momentul când se intră în atmosferă, prinde o viteză foarte mare, prin frecarea ei cu aerul ia foc și dintr-un obiect, o piatră sau ceva care nu luminează nimic, devine foarte luminoasă și în general se stinge în momentul când cade pe Pământ. Ei, aici ne spune că sunt niște stele care au căzut din cer pe Pământ cum cad smochinele verzi din pom. Eu vreau să vă spun că dacă ar fi o stea pe care noi o vedem pe bolta cerească, care nu este altceva decât un soare ca al nostru, nu trebuie să cadă multe, numai una dacă ar cădea ne-ar termina, ne-ar topi, ne-ar evapora complet. Și că aceste stele căzătoare, de fapt, nu sunt altceva decât niște meteoriți care intră în atmosfera noastră, se aprind, unii sigur că o să cadă de mărime mai mare sau mai mică, unii vor produce o pagubă mai mare sau mai mică, dar vor fi niște evenimente care le vom vedea ca și urmare a ceea ce v-am spus, că ele trebuie să se lege unele de altele. Înțelegeți? Deci, sigur că acestea sunt niște date destul de slabe, să spunem așa, dar sunt foarte posibil să se împlinească. Adică ceea ce scrie în Scriptură, vreau să vă spun că se va împlini cu exactitate și special ceea ce ne spune aici Ioan în Ioan 6:12, ne spune și prorocul Ioel și aș vrea să citiți în Vechiul Testament capitolul 2:31, unde spune că soarele se va preface în întuneric și luna în sânge. Nu că se stinge soarele, v-am mai spus, ci că lumina soarelui va fi obturată de anumite lucruri care vor fi în atmosferă și vor împiedica ca soarele să lumineze. Deci am dat doar așa o explicație. Mergem puțin mai departe. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fasul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Nu, gândiți-vă ce cutremur trebuie să fie așa de mare ca să se mute toate ostroavele și să se mute toți munții. Încă o dată vin și repet. Este posibil ca din cauza acestei forțe de atracție a unei planete care poate să treacă pe lângă noi, să înceapă să miște plăcile tectonice și atunci să fie tot felul de cutremure și de munți și de văi și izbucniri de vulcani și așa mai departe. Tot ce vedem aici este posibil bazat pe această teorie, să spunem așa, care eu v-am dat. Nu trebuie să mă credeți pe mine, cercetați, vedeți ce mai spun și alții și vedeți cum puteți ca să dați explicație acestor lucruri care vor veni și se vor întâmpla. Spune că împărații pământului, domnitorii, căpitanii, oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobos s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Unde s-au ascuns? În peșteri și în stâncile munților. Vreau să vă spun că unele din cele mai active afaceri la ora actuală este să-ți faci buncăre sub pământ în care să te ascunzi. De ce oare? Milionarii și oamenii care sunt bogați și care au bani, își cumpără tot felul de buncăre și tot felul de locuri unde să se ascundă în inima pământului, tocmai din cauza acestor evenimente care sunt prezise și sunt verificate de oamenii de știință.
Deci așa scrie, da? Că nu zice că oamenii de rând, nu zice că oamenii săraci, nu zice că, zice că împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, nu oricine, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau, munților și stâncilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne de fața celui ce șade pe scaunul Domniei și de mâine. Sigur că vine o frică foarte mare pe suprafața pământului de acele evenimente care vor veni. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Categoric. N-ai unde să te ascunzi de fața lui Dumnezeu. Deci vreau să vă spun, dragii mei, că acestea sunt evenimente foarte tragice și foarte grele și nu sunt doar niște povești și nu sunt doar niște lucruri care sunt scrise aici ca noi să le ascultăm, ci este să ne trezim la realitate și să înțelegem că ele vor veni peste fața pământului și vor muri foarte mulți oameni. Vă arătam doar aici că o pătrime din locuitorii pământului vor fi afectați de acea una urgie. Ea înseamnă aproape 2 miliarde de oameni. Bun, ne oprim aici. Vreau să vă mai prezint încă un videoclip, după care o să facem și rugăciunea pentru cei care sunteți bolnavi și apoi să ne apropiem de încheiere. A doua cântare pe care am pregătit-o se cheamă Nu pleca, nu pleca din viața mea. Vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip. Glorie și mărire ție, Doamne Dumnezeule, că Tu ești nădejdea noastră. Ești nădejdea mea, bucuria mea, numai Tu, Iisus. Fie cât de grea ziua, noaptea rea, grijă Tu mi-o porți, Iisus. Fie cât de grea ziua, noaptea rea, grija Tu mi-o porți, Iisus. Ești nădejdea mea, bucuria mea, numai Tu, Iisus. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse, da. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse drag. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse drag. Valuri de-or veni, eu mă țin de tine, nu te las, Iisus. Orice vijelii, cât de mari ar fi, numai Tu le poți opri. Orice vijelii, cât de mari ar fi, numai Tu le poți opri. Valuri de-or veni, eu mă țin de tine, nu te las, Iisus. Nu pleca, pleca din viața mea, Iisuse drag. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse drag. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse drag. Nu pleca, nu pleca. Iisuse drag, am un ajutor, un izbăvitor, nimeni nu-i ca El. Oriunde aș fi, unde m-aș găsi, nu mă las nici când de El. Oriunde aș
ști unde m-aș găsi, nu mă las nici când de el. Am un ajutor, un izbăvitor, nimeni nu-i ca el. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse drag. Nu pleca, nu pleca din viața mea, Iisuse drag. Stimați telespectatori, iată-ne în ultima parte a emisiunii noastre, a sosit și momentul când vrem să ne rugăm pentru toți cei ce sunteți bolnavi. Vreau să vă spun că tot ceea ce facem în această emisiune este bazat pe ceea ce este scris în Scriptură. Și sigur că și rugăciunea pentru bolnavi trebuie să fie tot bazată pe Scriptură. Dumnezeu ne vindecă nu că suntem noi mai frumoși, mai buni, ci fiindcă El a promis lucrul acesta. Și a promis fiindcă Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește. Și a promis fiindcă a făcut cineva pentru noi această lucrare. Și cel ce ne prezintă foarte frumos, și eu vă prezint lucrul acesta fiindcă mie îmi place să citesc Sfânta Scriptură ca să vă dau suportul biblic a tot ce facem, că nu facem de la noi, nici cum vrem noi, nici altceva, ci facem în felul prin care Dumnezeu ne-a îndemnat să o facem. Prorocul Isaia, să știți că cartea Isaia are 66 de cărți și este ca o mică Biblie, că Biblia are ea 66 de cărți, Isaia are 66 de capitole. Și acolo, la capitolul 53, Isaia ne spune cu sute de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, de ceea ce El va face pentru noi și ce va plăti pentru noi și cum ne va răscumpăra Dumnezeu prin jertfa Domnului. Și la capitolul 53 spune așa, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Nu l-am băgat în seamă. Totuși, El, Iisus Hristos, suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Deci iată că suferințele și durerile le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care de pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Domnul a făcut să cadă asupra Lui toată nelegiuirea noastră a tuturor. Indiferent ce probleme ai în seara aceasta, ai o suferință, dă-o Domnului. Ai o durere, dă-o Domnului. Ai păcate, fără de legi, nelegiuiri, dă-le Domnului. Ai nevoie de pace, a plătit Domnul și pentru pacea ta. Ai o boală, dă-o Domnului, că și prin rănile Domnului suntem tămăduiți sau vindecați. De aceea, bazat pe Scriptură, zice cuvântul Domnului că dacă doi dintre voi se unesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Ceea ce noi facem ca de obicei, vă îndemn să îngenunchiați acolo în fața televizorului și să luați o poziție demnă de a vă prezenta în fața lui Dumnezeu. Puneți o mână acolo unde vă doare, dacă aveți undeva. Dacă nu, țineți mâinile amândouă întinse. Cei care aveți ceva undeva unde puteți pune o mână, puneți o mână, iar una întindeți-o spre televizor. Ne unim. Este un act al credinței că vă uniți cu mine. Eu am să cer, în momentul când eu ajung în dreptul dumneavoastră, o să spui, Doamne, și pentru mine. Și pe mine iartă-mă. Și pe mine dezleagă-mă. Și pe mine curățește-mă. Și pe mine vindecă-mă. Și boala mea. Înțelegeți? Deci eu am să cer întâi iertare, apoi am să fac dezlegare, apoi am să fac legarea duhurilor și apoi am să mă rog cum Domnul mă va călăuzi. Amin? Bun. Doamne Dumnezeule, vin în această seară înaintea Sfințeniei Tale și mă unesc, Doamne, cu toți telespectatorii noștri din lungul și latul Pământului care urmăresc această emisiune, indiferent pe cablu, pe internet sau sub altă formă, în direct sau în reluare. Și, Doamne Dumnezeule, fă ca această lucrare în această seară să fie spre slava Ta. Doamne, ne unim și cerem ca Tu să ne asiști, Tu să intervii și Tu să-ți întinzi brațul Tău cel puternic. Doamne, este scris că ceea ce noi iertăm pe pământ va fi iertat în cer. În numele Lui Iisus Hristos din Nazaret vin să iert,
pe toți cei ce văd și ascultă această emisiune, de toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Aruncă-le, Doamne, în marea uitării și scrie, Doamne, în dreptul lor iertare. Scrie, Doamne, în dreptul lor grațiere. Doamne Dumnezeule, Tu ești Cel ce poți să-i acoperi cu sângele Tău cel Sfânt. Credem în puterea jertfei de la Golgota, așa cum, Doamne Iisuse, în numele Tău, nume mai presus decât orice nume, vin, Doamne, să desleg pe toți cei ce văd, să ascultă această emisiune, de toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele se vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Tu ai spus, Doamne, că ceea ce dezlegăm noi pe pământ va fi dezlegat în cer. Scrie, Doamne, deslegare în dreptul tuturor celor ce vă și ascultă, Doamne, această emisiune. Ascultă, Doamne, din cerurile prea înalte și noi îți mulțumim frumos. Și acum, Doamne, vin să iau autoritate în numele Tău, nume mai presus decât orice nume, peste toate duhurile de boală, duhurile de necredință, duhuri de curvie, de lăcomie, de mândrie și orice forme de duhuri necurate, blesteme, farmece, asociate cu aceste duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos din Nazaret și le poruncesc să părăsească trupul lor, viața lor, familia celor ce vor să ascultă această emisiune, să se ducă direct în adânc și să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Dumnezeule, fă o eliberare, fă o vindecare, fă o curățire, fă o sfințire totală în această seară. Și robul Tău îți mulțumește să se știe, să se cunoască că Tu ești adevăratul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. Doamne, vin să mustru duhuri de cancer, tot felul de forme de cancer. În numele lui Iisus Hristos mustrăm aceste duhuri de cancer și le poruncim să părăsească trupurile celor ce vă se ascultă, să se ducă direct la adânc. Lasă, Doamne, un balsam de vindecare. Atinge-te de cei ce au nevoie, Doamne. Vin să mustrăm, Doamne, toate duhurile de epilepsie, duhuri de depresie, duhuri de ceartă, de ură, de pornografie, de beție, de curvie, de lăcomie și toate celelalte asociate cu ele. Le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să plăsească Duhul celor ce vă și ascultă această emisiune, să se ducă direct în adânc și să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Dumnezeule, vin să mă rog pentru copii care, Doamne, au părăsit familiile, s-au răzvrătit și au plecat. Doamne, întoarce-i acasă. Mă rog, Doamne, pentru soț, soție, unde sunt dezbinări, unde sunt divorțuri, unde sunt, Doamne, certuri. Doamne, vindecă Tu, Doamne, rana lor sufletească, Doamne, și fă, Doamne, împăcare. Doamne, mă rog pentru biserici unde s-au produs dezbinări, unde s-au produs tot felul de fricțiuni, Doamne, și certuri. Doamne, adu împăcare, revarsă dragostea Ta peste ei. Doamne, mă rog pentru cei cu tot felul de boli, Doamne, boli de ochi, de cap, de inimă, Doamne, de plămâni, organe interne, Doamne, repară Tu, Doamne, deschide ochii acolo unde nu este vedere, deschide urechi acolo unde nu este auz, Doamne, lasă un balsam de binecuvântare, Doamne. Doamne, mă rog pentru femeile însărcinate, poate sunt probleme de sarcină sau probleme care ar putea să pericliteze, Doamne, a păstra sarcina. Doamne, atinge-te de acele femei care au probleme cu sarcina. Mă rog, Doamne, pentru nașteri de copii, Doamne, de nașteri ușoare, ca cei care se nasc să fie, Doamne, întregi și fără deformații, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru femei care poate de o vreme au încercat să rămână însărcinate și n-au putut să rămână, Doamne, și sunt femei sterpe și Tu ai spus că ele sunt ca și sunt un blestem. Vin să desleg aceste femei în numele lui Iisus Hristos de toate greșelile, păcatele și fără legile lor și în numele lui Iisus Hristos poruncesc oricărui duc străin care stă în spatele acestei probleme să părăsească trupul lor. Fă, Doamne, ca aceste femei să rămână însărcinate, să se bucure, Doamne, de o sarcină bună și să se bucure, Doamne, de copii și să poți să le binecuvintezi. Dacă sunt femei în această seară cu această problemă, spune, Doamne, și eu sunt acolo. Ascultă-mă și ajută-mă. Doamne Dumnezeule, mă rog și pentru femei care sunt, Doamne, văduve, mă rog și pentru copii orfani,
Mă rog și pentru săraci care n-au ce pune pe masă, Doamne, binecuvintează-i. Întinde-ți, Doamne, mâna, fă-ți numele de slavă. Ajută Tu, Doamne, sprijinește Tu, Doamne. Încredințez toate aceste lucruri în mâna și în brațul Tău și știu că Tu ești, Doamne, Cel ce poți să faci nespus mai mult decât înțelegem sau pricepem noi. Și de aceea îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin! Stimați telespectatori, ne apropiem de încheiere. Ne revedem săptămâna viitoare. Aș vrea să înțelegeți că ți este scris în Sfânta Scriptură că atunci când ne rugăm, noi trebuie să credem că am și primit și să mulțumim lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu v-a vindecat pe loc și n-a făcut o minune, Dumnezeu poate să vindece progresiv, poate vindeca la noapte, poate vindeca mâine. Dacă nu zice că să stăruim, ne mai rugăm, mai insistăm, mai chemăm numele Domnului încă o dată. Eu vă mulțumesc mult și vă doresc o noapte binecuvântată. Nu uităm, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. La revedere, pe săptămâna viitoare, Doamne ajută! Ați urmărit o emisiune realizată de pastorul Marius Hațegan din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Pentru o întâlnire personală cu pastorul Marius Hațegan, vă așteptăm la Biserica Maranata din Alba Iulia, strada Liviu Repreanu, numărul 1. Dumnezeu să vă binecuvinteze!